Salut, prieteni! Astăzi voi face un video și mai serios decât am făcut până acum. Vom discuta despre droguri. Drogurile sunt moartea albă, cum li se mai spune. Aveți mare grijă, pentru că e ușor să cădeți în această capcană și dacă cădeți în această capcană, tot timpul o să fie o mare problemă. Chiar dacă ajungeți la dezintoxicare și reușiți să vă reabilitați, întotdeauna o să cădeți în extremă din nou și din nou și din nou. Trebuie o foarte mare voință să nu te apuci de așa ceva. Aveți grijă cum vă alegeți prietenii, cu ce prieteni stați, cu cine umblați și nu vă jucați cu așa ceva, că nu este de glumit. Drogurile sunt foarte periculoase. De la hasiș, marihuana, heroină, sunt enorm de multe care... Dar mai ales heroina este foarte periculoasă. Totul începe de la o joacă. Știu oameni care a început de la o joacă. Hai să fiu și eu cool ca ăsta. Ce? Dacă el fumează marihuana, eu nu pot? Au început cu iarbă. Au fumat ierburi și la urma urmei au ajuns să își distrugă viața singuri, ajungând de la iarbă, trecând la heroină, trăgând-o pe nas, etc., sau făcând alte chestii, după aia injectându-se în vene pentru că nu mai simțeau nimic dacă o tragea pe nas și au ajuns în ultimul hal, chiar ajuns să mori de la această lucru. Deci, vă rog tare mult să aveți grijă. Mare grijă, nu este de glumit, trag un semnal de alarmă și vă spun că până și plantele alea, cum mi se spuneau, apăruseră și cred că încă mai sunt tineri care fumează etnobotanice. Aveți grijă că sunt mai letale ca drogurile. Dar, în general, drogurile și etnobotanicile sunt ceva rău pe pământ, care ne distrug viața, ne distrug familia și nimeni niciodată nu o să poată să facă să ne ajute mai mult decât putem noi, cu propria voință. Drogurile sunt ca și țigara. Dacă tu ajungi să te apuci de ele, e greu să te lași. Și o să spuneți de ce zic asta. Pentru că până și țigara, dacă te apuci de ea și fumezi, nu te mai poți lăsa de ea. Și înțelegeți de ce? Pentru că dă dependență. Drogul de dependență și îți dă o stare de bine în momentul când te droghezi. Dar după aia ajunge o legumă. Ajungi să nu mai mănânci, ajungi să-ți pierzi slujba, familia și toate persoanele dragi pe care le ai lângă tine. Este la nivel mondial, se realizează miliarde din droguri și dacă nu mă credeți, dați un search pe Google să vedeți cât bani se fac și câte vieți distruse sunt din cauza drogurilor. Așa că aveți grijă. Este greu, este enorm ca să te lași de ele. E ușor să te apuci, anturajele și anumite chestii care nu poți să faci nimic. Încearcă să fii tu însuți, alegeți prietenii cu grijă, alegeți oamenii cu care stai cu mare grijă. Mai bine să ai un prieten și bun decât să ai 10 și toți răi care să te corupă și să te ducă într-o extremă pe care nu o să mai poți controla nici când. Sunt pastile care dau dependență, care creează dependență omului, la fel cum sunt și drogurile. Sunt pastile care conțin droguri. Sunt pastile numite ecstasy, care îți dau o stare de bine pe moment și te fac să vezi fluturași, rinoceri, etc. Chestii dintre astea. Nu știu, nu am încercat și nici nu am de gând să încerc asta. Dar vreau să trag un semnal de alarmă pentru toată lumea și pentru toți. Mare grijă! Nu ne putem juca cu așa ceva. Nu putem să facem asta și alegeți-vă cu grijă, prietenii. Dacă vedeți că un prieten al vostru se droghează, încercați ori să-l evitați, că dacă vrea să vă corupă și pe voi, ori să-l ajutați cât de mult puteți pentru a se reabilita și a fi înapoi omul care a fost înainte. Întrebați-l ce plăcere găsește el prin asta. Asta vreau și eu să mă întreb. Ce plăcere găsește omul când își injectează în sânge sau își trage pe nas sau fumează? Ce poți să găsești? Te relaxează? Te simți mai bine? Nu cred. Eu cred că ajungi să-ți distrugi viața în cele din urmă. Și dacă vă place video-ul meu și credeți că este informativ, aveți grijă de voi, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și vă rog din suflet să aveți grijă de voi. Atât pot să vă spun. Mie îmi pasă de lume și vreau să creez un lucru mai bun în lumea asta, prin vlogurile mele, și le spun din capul meu, din mintea mea și documentându-mă. Deci,
Nu uita să lași un like, să te abonezi și ai grijă de tine. Iar până data viitoare, evită cât de mult poți prietenii răi și drogurile. Te salut și să ne vedem sănătoși!